Salutare, dragilor! Trebuia să filmez cu Camelia un nou clip cu restaurante, un top al celor mai bune localuri. Pregătisem absolut tot, cameră, microfoane, baterii, când primez mesaj de la ea. Mariane, nu pot veni astăzi la filmare. Am cumpărat vreo 100 de pui, trebuie să le fac cușcă, să le dau de mâncare, să am grijă de ei, etc. Bun, eu mi-am rezervat această zi pentru filmare. Nu aș vrea să fie o zi pierdută. Așa că vă iau cu mine, mergem frumos la Camelia acasă să ne arate cum crește ea puii de găină. Ce spuneți? Mergem? După aproximativ o oră de condus, am ajuns în zona Ploieștiului. Aici locuiește Camelia, într-o zonă rurală, retrasă, aer curat, după cum sper că ați văzut în clipul în care ne-a prezentat casa ei. Haideți să intrăm și să o surprindem, sper, plăcut! Marian, bine ai venit! Așa e că ai venit să-mi vezi pui? Bună, chiar eram curios. Hai, vino să-ți arăt. Noi creștem pui în afara casei, într-o magazie, pe care am să vă prezint în cele ce urmează. Haideți să vă arăt puișorii mei. Asta este spațiul pe care noi l-am conceput special pentru ei. Vedeți că e acoperit cu polistiren și cu tot felul de chestii. O să vă povestesc în ceea ce urmează. Și aici avem vedetele clipului de astăzi. O parte din pui sunt și în partea cealaltă. Se distrează maxim aici, au toate condițiile de care au ei nevoie, adică căldură, mâncare și apă. Am pui de mai multe feluri, sunt pui de carne și pui mixi, câțiva pui ranger, care sunt tot un fel de pui de carne, doar că au penajul colorat. Și în ceea ce urmează o să vă povestesc un pic despre cum am ajuns noi să facem spațiul ăsta pentru ei și care este scopul fiecărui obiect din tot amalgamul ăsta de chestii pe care îl vedeți aici. Am să încep să vă povestesc despre cuștile noastre, noi așa le zicem. Sunt niște lăzi, de fapt, făcute din OSB, cu partea asta de cușcă deasupra cu plasă. Am ajuns să facem partea de cușcă deasupra pentru că puii ăștia colorați au tendința să sară și chiar atunci când mai cresc și eu dau la o parte polistirenul ăsta, mă trezesc cu ei aici. Deci este foarte important să aveți un spațiu mai înalt conceput pentru ei, pentru că altfel o să-i găsiți pe oriunde vă puteți imagina, pentru că au tendința să sară și să fie foarte activ. Ați văzut la început că avem cuștile astea acoperite cu polistiren pentru că este un foarte bun izolant termic și eu am nevoie să țin căldura produsă de becul ăsta cu căldură, becul ăsta roșu, să o țin înăuntru pe pui pentru că suntem aici într-o magazie care nu este încălzită și afară încă nu e suficient de cald, motiv pentru care am căptușit pe peste tot cu polistiren. Când se va face mai cald, am să dau la o parte polistirenul din spate în funcție de temperatură, astfel încât puilor să le fie bine. Nu e bine să le fie nici prea cald, o să-i vedeți, dacă le e prea cald o să stea împrăștiați pe peste tot, dacă le e prea frig, pe exemplu, o să stea adunați sub bec. Asta este becul acela cu infraroșu despre care vă spuneam, are două faze. O fază, vedeți, în care face mai multă căldură și faza pe care era mai devreme, faza mai mică, pentru că țin tot polistirenul ăsta în jurul puiilor, pot să-l țin în momentul de față pe faza mai mică, nu-i nevoie de faza mare, dar atunci când e frig îl dau pe faza mare. De asemenea, lampa se poate lăsa mai sus sau mai jos în funcție de dimensiunea puiilor, nu trebuie să o lăsați nici prea jos pentru că atunci puii se vor coace încet încet și nu vrem treaba asta. La mine momentan e la înălțimea optimă, putem să folosim și termometru să vedem dacă reușesc eu să găsesc aici pentru a măsura temperatura care e la pui. Eu l-am ținut fix între pui, de aia arată în halul ăsta pentru că l-au murdărit, dar este o modalitate foarte bună de a vă da seama ce temperatură trebuie să aibă pui. Există tot felul de scheme din locul ăla de unde vă cumpărați pui, o să primiți probabil o broșurică care vă zice ce temperatură ar trebui să aibă pui în primele zile de viață, spre exemplu, din câte mi-aduc eu aminte, în primele zile trebuie să aibă undeva la 30 de grade, eu n-am reușit niciodată să-i țin chiar la 30 de grade, dar vedeți că se dezvoltă destul de bine și la temperaturi mai mici. Dacă alegeți să folosiți polistiren ca mine, trebuie să vă spun să fiți foarte atenți pentru că puiilor și găinilor le place foarte mult polistirenul. Ceea ce vedeți aici este polistiren mâncat prin plasă. Au tendința de a-l ciuguli, nu știu sincer dacă îl digeră, dar cred că nu le face foarte bine, deci trebuie să fim atenți la aspectul ăsta. Eventual să folosiți o plasă mai deasă, astfel încât dragii de pui să nu mănânce polistiren.
Acum o să vă vorbesc un pic despre așternutul pe care îl folosesc pentru pui. Ceea ce vedeți voi aici este talaș de lemn, așa arată în varianta curată. Vedeți că nu e chiar rumeguș, este talaș din ăsta mai mare. Eu îl iau de la o firmă de aici, de lângă mine, care se ocupă cu prelucrarea lemnului. Cred că brindeluiesc scândurile și așa se obține talașul ăsta. Cert e că e un așternut foarte bun pentru pui, pentru că este uscat și absorbe foarte bine găinațul lor și umiditatea. Aici este talaj de vreo 2 zile, cam așa arată după 2 zile. Nu contează neapărat că e murdar, important este să nu fie umed, pentru că puiilor nu le face deloc bine umiditatea. Pe măsură ce puii cresc, o să producă din ce în ce mai mult găinați și va trebui să le facem curat din ce în ce mai des. Pentru că v-am zis, nu e deloc bine cu umezeala. Acum cât sunt încă mici, e ok în varianta asta, dar apoi consum din ce în ce mai mult talaș și am întotdeauna grijă să am saci cu talaș ca să am ce să le pun ca așternut. Cam asta a fost cu așternutul, dar să vedem că puii mei au fugit cu toții în partea asta. Ia să vedem. Băi, de ce ați fugit de noi? Eu vă fac vedete și voi fugiți. Dacă vă vine să credeți sau nu, am aici 50 de pui, da, ăștia sunt 50 de pui, așa arată ei la 2 săptămâni. Cam asta a fost cu așternutul. Haideți să vedem cu mâncarea. Am aici niște grăunțe speciale pentru ei, pe care le cumpăr de la magazinul de unde am cumpărat și pui. Este un tip de hrană făcută special pentru pui care au până în 21 de zile. După 21 de zile există o hrană cu granulație mai mare. Este un tip de hrană făcută special pentru pui care are mai multe tipuri de cereale în ea. Eu aleg să fac chestia asta, să le dau astfel de granule de la început, pentru că dacă nu aveți un uruitor sau toate cerealele posibile pe care să le uruiți, voi să le dați pentru pui, e destul de greu să-i hrăniți în prima fază. Puii atât de mici nu mănâncă boabe întregi de porumb sau de grâu, deci este mai dificil să-i hrănim, plus că în prima parte a vieții lor nici nu ar trebui să mănânce foarte mult grâu. Există o grămadă de variante pe piață și puteți să vă luați hrana pe care o considerați voi cea mai potrivită pentru puii voștri. Eu am ales să iau niște hrană care nu conține cereale modificate genetic, care nu are făină de animale, care este cât mai naturală posibil. Cam asta ar fi cu mâncarea. Vedeți că am făcut pentru puii mei un sistem de adăpare. Este un sistem similar cu cel care se folosește în fermele de pui. Este o linie de apă cu un rezervor conectat la rețeaua centrală de apă a casei. Este un sistem pe bază de picurare, care are o cupiță în care se adună apa care mai picură. E nevoie ca puii să se ducă acolo, să atingă acel țuțuroi, nici nu știu cum să-i zic, și apa curge. Ei învață foarte ușor să se adapteze la acest sistem. Este foarte ușor de folosit și vă scapă de îngrijorarea aceea că puii nu mai au apă dacă nu sunteți toată ziua acasă, cum mi se întâmplă mie. E o problemă când nu au apă tot timpul, riscă să moară, e foarte periculos. Dacă nu aveți un astfel de sistem, puteți să folosiți astfel de clopote, care sunt cu filet. Se umple, se pune capacul și puii beau de aici. Singura problemă cu astfel de clopote este că se termină apa, o capacitate limitată. Dacă le țineți direct pe așternut aici, pline cu apă, puii vor băga mizerie, găinați și talaș în tăvița asta. Dacă le țineți atârnate, iar e o problemă, pentru că puii cresc și la un moment dat se lovesc cu spinarea de clopot și împrăștie pe aici apă, nu e deloc ok. Noi suntem foarte fericiți cu sistemul ăsta, cu linia de adăpare, l-avem de vreo 3 ani implementat. Haideți să vă arăt și rezervorul. Rezervorul este făcut dintr-un tradițional butoi de varză, în interiorul căruia este un plutitor care funcționează pe același principiu pe care funcționează vasul de toaletă. Când ajunge apa la un anumit nivel, plutitorul închide alimentarea. Pe măsură ce se golește, plutitorul declanșează din nou alimentarea rezervorului și în felul acesta rămâne mereu plin. Are un furtun și este conectat aici. Merge foarte simplu, v-am zis, noi l-am făcut de capul nostru într-un fel, am cumpărat țeavă și toate elementele astea pe care le găsiți pe internet, găsiți cupițe și picurătoare chiar și pe site-urile de la noi, dar dacă nu vă găbiți foarte tare, puteți să le cumpărați de pe AliExpress, pentru că sunt mult mai ieftine, oricum este o variantă grozavă de a vă ocupa de pui, de a rezolva problema asta cu apa. Am aici unul dintre puii mei care este cel mai mic, l-am și marcat la un moment dat pentru că mi-era frică că nu mănâncă. Vreau să vă arăt în felul ăsta diferențele dintre ei. Eu am mai multe feluri de pui aici. Am pui de carne care sunt gigantici. Cred că îi vedeți că sunt imenși pentru vârsta lor. Cresc foarte repede în comparație cu ăsta care este un pui mixt. Vedeți că e de două ori cât el.
Se vede o mică mare diferență. Puii de carne au o creștere mult mai accelerată pentru că sunt făcuți să fie tăiați foarte repede. Ăștia mici nu sunt chiar atât de grăbiți în creștere. Avem și câțiva pui Ranger, sunt tot pui de carne, dar au penajul colorat și o creștere ceva mai lentă. Da, să vedem dacă vi-l arăt și pe gâtgolaș. Uite, am și un gâtgolaș aici. E mai simpatic ceva când crește, arată mai bine un pic. Arată ca un vulturaș pleșuv, mie așa mi se pare. Sunt și ei destul de simpatici și mai am și pui mixti, sunt ăștia negri cu siguranță. Au tendința să se amestece. Pentru că eu iau pui de diferite rase, care au diferite etape de dezvoltare. Am grijă întotdeauna ca mâncarea și apa să fie la același nivel pentru puii cei mai mici, astfel încât toți puii să ajungă să mănânce. Oricum, puii ăștia de carne sunt destul de leneși, o să vedeți că nu sunt foarte activi în comparație cu ăștia mici. Sunt destul de simpatici. La anul vreau să-mi iau și rațe, dar am aflat că nu poți să ții pui de găină și pui de rață în același loc, pentru că puii de rață se bălăcesc, le place foarte mult apa și generează foarte multă umezeală în jurul lor, chestie care nu este benefică pentru puii de găină. Deci o să mai așteptăm un pic până luăm și rațe. De ce vă înghesuiți, mă? Când le e un pic frică așa și sunt scoși din ritmul lor de leneveală, au tendința să se înghesuiască, nu vă panicați. Cam asta ar fi. Trebuie să vă spun din nou că trebuie să aveți foarte mare grijă cu temperatura, trebuie să nu le fie frig, dar nu trebuie să le fie nici foarte cald. Eu, spre exemplu, când iau a doua tură de pui vara mai târziu, în această magazie se face foarte cald și sunt nevoită să opresc lămpile astea cu căldură, dar puii totuși au nevoie de lumină. Așadar, am făcut o dulie din asta cu bec și cu, mă rog, un cablu mai lung, la care am pus tot un bec din asta roșu. Am citit undeva că becurile cu lumină roșie îi ajută să se calmeze și ei fiind obișnuiți cu lumina asta roșie, funcționează la fel de bine. Nu știu dacă e adevărat, dar noi așa facem. Puteți să puneți, bineînțeles, și un bec cu lumină obișnuită, lumină albă sau lumină galbenă. Tot legat de problema cu căldura, am să vă arăt că am adaptat un pic ușa acestei magazii astfel încât să ne fie foarte ușor să o deschidem și să aerisim foarte bine. Este foarte important ca în spațiul în care țineți puii să puteți să aerisiți foarte bine. Găinațul lor emană tot felul de gaze și de amoniac care sunt periculoase pentru ei și nu trebuie să inhaleze foarte mult din acest miros. De aia e super important să aerisim, așa că noi avem mai multe sisteme făcute. Astea sunt niște ferestre improvizate cumva de prietenul meu. Dacă este frig, le ținem închise, că de aia au plasticul ăsta pus. Și când este nevoie de aerisire suplimentară, pur și simplu le deschidem. Așa am adaptat noi la spațiul ăsta pe care îl avem. Și dacă se face și foarte cald, pentru că am pățit chestia asta într-un an, avem inclusiv o ușă de plasă făcută, pe care o închidem și ținem puii aici la aerisit, astfel că să nu le fie foarte cald și spațiul lor să se aerisească perfect. Este important să fie o ușă de plasă ca să nu vă intre rozătoare de afară, șoareci, șobolani, dihori, pisici și tot felul de alte animale care ar putea să vă atace puii. Nu știu dacă m-am apucat să vă zic mai devreme legat de hrana puilor. Eu îi țin pe mâncarea asta granulată timp de o lună, iar apoi îi trec pe uroială făcută de mine și de prietenul meu. Facem uroiala folosind grâu, porumb, floarea soarelui, orz și ovăz. Este o mâncare făcută de noi, astfel încât știm ce punem în ea cumva și avem un anumit control. Pentru noi e ok varianta asta. Dacă o să citiți informații legate de pui și de carne, se spune că dacă îi hrăniți exclusiv cu mâncare din asta granulată, în 42 de zile veți putea să-i tăiați undeva la 2 kg și jumătate. Mie nu-mi place ideea asta pentru că nu vreau să obțin un pui fix ca cel din fermă, vreau un pui care să crească mai lent în aer liber. După ce puii noștri mai cresc un pic, o să mergem și o să vă arăt că îi scoatem într-un spațiu mai mare similar cu ăsta. Vă voi arăta acum spațiul în care scot prima dată puii afară. Aici e curtea găinilor, stau cumva toți la grămadă, dar este nevoie să izolez puii de găini. Hai, la o parte! Mă scuzați, la o parte cu voi! Hai, hai, hai! Rămânem în perimetru! Găinile au tendința să facă chestia asta, să se înghesuiască când intru la ele, pentru că de obicei le aduc resturi vegetale, frunze de salată, tot felul de chestii care sunt pe placul lor. Aici avem un fel de acoperiș făcut special pentru pui. Înăuntru e un fel de șopron, noi așa îi zicem, pe care l-am făcut tot așa pentru pui. Vedeți, am aici tot așa un rezervor, la fel ca cel care este în magazia puilor. Este conectat la rețeaua de apă. De aici pleacă un furtun care intră înăuntru și pun tot așa linia aceea de adăpare. Ăsta e șopronelul nostru, are două părți.
Noi l-am făcut tot așa închis pentru că e periculos, poate să-ți intre pisici, poate să intre dihor, tot felul de alte animale care îți omoară puii și nu vrei să pățești chestia asta. Nu e mare lucru, dar pe noi ne ajută foarte mult. Nu trebuie să-i scoateți afară direct între găini, eu pot să-i țin în spațiul ăla acolo până ajung aproape de un kilogram, pentru că după aia devin prea mari și spațiul devine mult prea mic pentru ei. Dacă îi scoateți direct afară între găini, găinile îi vor bate și îi vor ologi și nu e deloc bine, găinile nu sunt niște ființe foarte drăguțe, așadar e foarte bine să aveți un spațiu din ăsta închis în care puteți să-i țineți. Eu îi mai țin aici tot așa până când umplu spațiul, după care le dau drumul cu restul găinilor ca să poată să zburde liniștiți, să scurme prin grădină pe aici și cam asta e. Peste iarnă noi am folosit spațiul ăsta ca spațiu de adăpost pentru găini, de aia sunt prelatele astea puse, dar am lăsat prelatele în continuare pentru că în momentul în care o să scot puii aici, ei sunt obișnuiți să fie la căldură înăuntru și să nu fie prea mare șocul când îi scot direct afară, las prelatele astea pentru că le asigură un oarece confort termic. Nu prea le place nici vântul, deci de aia e bine să avem un pic de protecție. Când se face mai cald și ei se obișnuiesc, dau și prelatele astea jos. În spatele meu e iar un spațiu și mai micuț pentru că uneori am mai multe serii de pui. Și aici sunt puii mai mari, după aia sunt puii mai mici, puii mai mari ajung în grădină cu găinile, puii mai mici ajung în partea asta. Deci e o anumită secvențialitate a activității astea cu puii. Dragii mei, cam ăsta a fost clipul despre cum cresc eu puii de găină. Noi facem treaba asta cam de vreo 4 ani, să luăm puii din ăștia mici de o zi și să-i creștem până când ajung friptură. În ăștia 4 ani am dezvoltat toate spațiile astea pe care le-ați văzut voi. În fiecare an mai adăugăm câte ceva, mai găsim o idee de a îmbunătăți spațiile în care ținem pui. Dacă aveți întrebări legate de creșterea puilor de găină în gospodăria proprie, vă stau la dispoziție în secțiunea de comentarii de pe oricare din rețelele de socializare pe care mă puteți găsi. Sper că v-a plăcut clipul meu și că mă veți urmări în continuare pe pagina de Facebook, pe canalul de YouTube și pe Instagram Gătește Ușor. Pa, pa!